Polițiștii nemțeni nu au, conform prefectului George Lazar, un plan de amenzi care să fie date în conturile celor ce nu respectă prevederile legate de combaterea pandemiei. Reprezentantul guvernului a negat astfel o serie de informații care circulau mai ales în mediul online, conform cărora oamenii legii ar trebui să sancționeze un anumit număr de persoane. Prefectul de Neamț a pus însă accentul pe intransigența cerută polițiștilor, care nu mai pot închide ochii atunci când constată asemenea abateri. Nu a cerut nimeni și nu cred că Inspectoratul Județean de Poliție a cerut o normă de amenzi. În schimb, cu subiect și predicat, vă spun că și Ministerul Afacerilor Interne, domnul ministru, eu ca prefect, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, s-au trasat set de măsuri și de planuri, nu de amenzi, dar de controle pe tot ceea ce înseamnă zone aglomerate, plecând de la transportul public în comun, mergând până la zona de terase, restaurante, evenimente, ce vreți dumneavoastră, prin care s-a cerut intransigență. Eu vă spun că pe toată zona de control, prevenție, pe această zonă de coronavirus, unde Inspectoratul Județean de Poliție are atribuții de control și respectiv de sancționare, s-a cerut intransigență. Asta vă pot spune, că s-a cerut intransigență și fermitate și controle cât mai multe, adică cu o frecvență cât mai mare, în tot ceea ce înseamnă și de la plecând spații comerciale, plecând de la transport public în comun și la alte zone, respectiv pe zona de evenimente sau care sunt găzduite de sector Horeca sau de evenimente private, s-a cerut fermitate și intransigență. Nu s-a făcut și nu există așa ceva, un plan de amenzi, Doamne ferește, dar există, la acest moment putem vorbi de o zonă de intransigență vis-a-vis de cei care nu respectă aceste măsuri, pentru că ați văzut și dumneavoastră, gradul de îmbolnăviri la nivel național este în continuă creștere, gradul de îmbolnăviri la nivelul județului Neamț este în creștere, ne mai vorbim de municipiul reședință de județ Piatra Neamț. Conform reprezentantului guvernului, măsura de interdicție a circulației pe timp de noapte nu se aplică persoanelor care au cu adevărat treburi importante de rezolvat, celor care merg sau sunt la serviciu, respectiv urgențelor medicale sau familiale. Au fost luați în vizor în special petrecăreții.